Pentru rețeta noastră de astăzi vom avea nevoie de o ceapă mare. Ceapa este bogată în nutrienți, conține antioxidanți, are proprietăți antibacteriene și este antiinflamatoare. Scoateți interiorul cepei. Un cățel de usturoi. Usturoiul întărește sistemul imunitar, reduce tensiunea arterială ridicată și colesterolul, are proprietăți antibiotice și detoxifică organismul. O bucată de ghimbir. Ghimbirul îmbunătățește tusea cu proprietățile sale antioxidante și antiinflamatorii, combate infecțiile și ameliorează răceala și durerile de cap. Un vârf de cuțit de cuișoare măcinate. Cuișoarele combat răceala și gripa cu proprietățile lor antivirale, analgezice și antiinflamatorii. O pătrime de linguriță de turmeric. Turmericul reduce inflamația legată de tusea excesivă și stimulează imunitatea cu ajutorul capacității sale antioxidante. O pătrime de linguriță de scorțișoară. Scorțișoara oferă beneficii similare cu cele ale cuișoarelor. Piper. Piperul sporește eficiența turmericului. Previne infecțiile și ameliorează disconfortul. Așezați amestecul înapoi în ceapa scobită, așezând între fiecare strat miere crudă, nepasteurizată. Mierea conține antioxidanți, proprietăți antibacteriene și antimicrobiene care combat virusii și tratează simptomele răcelii. Puneți capacul la loc pe ceapă și puneți-o la frigider peste noapte. După o noapte, ceapa își eliberează sucul și se amestecă cu mierea. Când sunt bolnavă, iau 2 lingurițe pe zi, timp de 4-5 zile.